Tergiversarea rezolvării de către Ministerul Muncii a situației tensionate dintre sindicatele de pe platforma ArcelorMittal Steel legate de respingerea pe bandă rulantă a dosarelor de pensionare a țevarilor încadrați în grupa 1 de muncă înfurie la culme pe sindicaliști, care de la începutul săptămânii pichetează sediul PSD de la Roman. 60 de țevari reproșează Rovanei Plumb, ministrului muncii, că refuză să cerceteze presupusele abuzuri ale funcționarilor casei județene de pensii Neamț. În 8 decembrie 2014, ministerul răspundea totuși sindicatelor că țevarii ar avea dreptate. M-am bătut la Ministerul Muncii și la Casa Națională și n-a reușit să rezolvăm problema salariaților din această societate. Pentru că constatăm că Ministrul Muncii, doamna Rovana Plumb, ar trebui să implice, să vină la județul Neamț, să discute dacă sunt abuzuri la Casa Județeană, să discute, să constate, pentru că încadrarea în condiții speciale a salariilor de la ArcelorMittal este perfect legală. Răspunsul din 8-12-2014 de la Ministerul Muncii, care spune că locurile de muncă încadrate în condiții speciale din societatea noastră rămân în continuare conform legii 263, anexa 23, deci ceea ce se întâmplă la Casa Județeană, ceea ce face angajatorul, consider că este un abuz și cei care au greșit trebuie să plătească, inclusiv reprezentanții Casei Județene de Pensii, care ar trebui să o rezolve, doamna Rovana Plumb, să vadă că salariați din județul Iași, care au lucrat în companii la noi, care au fost colegi cu salariați care în județul Neamț, în Iași iese la pensii, în Neamț nu iese la pensii. Liderul sindicatului Liber, Petru Tub, susține că senatorul Ioan Chelaru ar fi interpelat-o pe Rovana Plumb. Sindicaliștii spun că s-au săturat de vorbe sforitoare la televizor. Ei cer imperativ capul celor de la Casa Județeană de Pensii Neamț, care se încăpățânează să aplice unitar legea. Am trimis domnului senator Chelaru o hârtie, o interpelare, dumnealui pe 16 martie a făcut interpelare în Parlamentul Român, Senatul României, doamnei ministru Rovana Plumb. Așteptăm rezolvare, nu mai așteptăm discuții la televizor, schimb de mesaje de hârtii. Problema acestei dispute datează de un an de zile. În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, senatorul Ioan Chelaru, al cărui birou este acum pichetat, susținea că lucrurile se vor face așezat, nu sub presiunea străzii, ci în liniște. Noi avem în guvernul Ponta un ministru pentru dialog social, știți foarte bine, o colegă de-a noastră de la Cluj, care a purtat, dacă vreți să știți, câte 12 ore negocieri cu sindicatele pentru modificarea actului normativ. Există un proiect pe care l-am redactat împreună cu cei de la sindicate. Nu este în formă definitivă pentru că au venit... Sindicatele sunt multe și organizate pe multe centrale și au venit fiecare cu alt gen de propuneri. Și atunci a trebuit să se face în Parlament o monitorizare și o armonizare a propunerilor care le-a făcut dumnealor. Sigur că trebuie să ținem cont și de părerea executivului, nici nu se poate altfel, și un act normativ vom vedea dacă va fi o inițiativă legislativă parlamentară sau va fi un proiect pe care îl va propune guvernul de modificare actualei legi. Însă nu mai facem lucrurile sub presiune. Lucrurile se rezolvă, sindicatele au încercat un pic să forțeze nota în sensul să o rezolvăm înainte de alegeri, în ideea că ne vor susține într-un fel sau altul. Ei, acest punct de vedere nu este agreat de nimeni dintre noi, nici de parlamentar și nici de guvern. Actul normativ se modifică, este nevoie de această modificare, însă el nu se face sub presiune și nu se face decât să răspundă unor nevoi reale pe care sindicatele le au. De la campania pentru alegerile prezidențiale au trecut exact 5 luni și nu s-a întâmplat nimic. Politicienii au uitat și de promisiunile privind modificarea legii dialogului social și de multe alte legi în favoarea oamenilor. În teritoriul la instituțiile descentralizate, fiecare face ce-l taie capul. Într-un comunicat de presă al Casei Județene de Pensii Neamț se spune că în avizul numărul 123 din 13.9.2005 acordat SECEMITAL Steel în Roman au fost avizate încadrarea în condiții speciale a locurilor de muncă din cadrul secției la minor 20 de țol, la minor 6 țol, atelier turnătorie și forjă, secție transporturi, remize locomotive pentru activitățile strict menționate în acesta. În consecință, se justifică încadrarea în condițiile speciale de muncă doar pentru personalul din cadrul SECEMITAL Steel Roman, care a desfășurat una din activitățile din locurile de muncă menționate în avizul amintit anterior pe durata programului de muncă în condiții grele.